DNA consideră că abuzul în serviciu va fi dezincriminat prin modificările aduse de Parlament Codului Penal. Prin modificarea articolului 309 s-a exclus în mod nejustificat abuzul în serviciu dintre infracțiunile cu consecințe deosebit de grave, cu consecința reducerii termenului de prescripție, ceea ce înseamnă că autorii faptelor nu mai pot fi trași la răspundere penală, a informat astăzi DNA. Procurorii declară că faptele de corupție vor fi descoperite de acum mult mai greu. La infracțiunea de dare de mită, modificările aduse vor îngreuna extrem de mult descoperirea faptelor de corupție săvârșite pentru care nu s-a formulat denunț în termen de un an de la data săvârșirii faptei, ceea ce echivalează cu o dezincriminare de facto a acestor fapte. Mai afirmă procurorii DNA. DNA mai susține că în foarte puține cauze denunțătorii anunță organele de urmărire penală imediat după consumarea infracțiunii, deoarece la acel moment sunt mulțumiți de folosul primit în schimb, iar din practică s-a constatat că denunțurile se înregistrează când apar neînțelegeri între participanți la infracțiune. Prin noile prevedere ale codului penal, mai arată procurorii DNA, se restrânge în mod nejustificat sfera informațiilor ne publicității, ceea ce va influența conținutul tuturor infracțiunilor care conțin această sintagmă. Spre exemplu, unul dintre efecte va fi că divulgarea de informații în cursul unei proceduri de licitație publică, unea dintre participanți, pentru a-l favoriza în raport cu ceilalți, nu va mai putea fi sancționată se afirmă în comunicatul DNA. DNA susține că modificările aduse codului penal de către Parlament au fost adoptate fără a ține seama de observațiile și propunerile formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii și de către asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor.